Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Întâlniri Culturale din anul 2024. Sper că și anul acesta întâlnirile culturale să decurgă la fel de frumos și de constructiv și interesant cu invitați de seamă din toate colțurile țării, care să ne aducă aici, la Pitești, experiențe minunate, prietenii și momente speciale. Astăzi avem alături de noi pe domnul Marian Bărăscu de la Drăgășani, care ne va împărtăși, bine ai venit Marian, care ne aduce de la Drăgășani o mulțime de noutăți și ne va împărtăși din vasta domniei sale activitate culturală, jurnalistică și literară. Marian, bine ai venit, suntem cu toții încântați să te avem aici printre noi, mai ales că ești un om de seamă al culturii noastre și ne organizezi evenimente de toată frumusețea pe tot parcursul anului. Da? Mulțumesc, Silvia, mulțumesc prietenilor de la Argeș, mulțumesc tuturor care sunt alături de noi și de cultură. Colaborarea noastră cu cei de la Pitești, cu cei de la Slatina, cu cei de la Vâlcea, Craiova și la nivel național, printre altele, pentru că o să avem timp să discutăm despre aceste proiecte naționale. Vreau să spun că sunt pentru prima oară la dumneavoastră în emisiune. Iată că de la Televiziunea Națională, de la TVR Craiova, de la Antena 3 Vâlcea și de la celelalte televiziuni, Deva, Arad, Cluj, așa am ajuns și la Pitești. Așa că vă spun un bun regăsit prietenilor cu care ne întâlnim la diferite activități culturale și de curând chiar ne-am întâlnit. Așa că o zi bună dumneavoastră, telespectatorilor, prietenilor. Bine ai venit printre noi, Marian. Acum, văd că ne-ai adus aici o mare, mare de cărți despre care abia așteptăm să ne vorbești, să ne povestești. O să te rog să începem întâi cu cărțile tale de autor. Deci, ale tale personale. Că știu că scrii poezie foarte frumos. Cărțile de autor, da? Cum să spun, pe poezie, la cărți de autor, de-a lungul amurgului de toamnă, la cărți de autor poezie pe un petic de cer, tot la cărți personale o clipă de albastru. Eu scriu și dramaturgie, Weekend cu peripeții, piesă pe care a jucat-o inclusiv Teatrul Davila de la Pitești, împreună cu impresarul meu, care pe vremea răposatului, pe vremea marului actor Marin Preda, el era sucă în permanență cei doi. Este vorba de Ciocârlan, actorul Ciocârlan, care juca împreună cu Amza Pela. El era impresarul meu și cu el, împreună cu el și cu trupa de teatru pe care o aveam la Drăgășan, păstoriță tot de Marian Bărăscu, bineînțeles că într-un fel sau altul am fost nu obligat, ci din pasiune să scriu și dramaturgie. Iată că una din piesele mele s-a jucat chiar la Davila la Pitești, Weekend cu peripeții și Cercelușul de argint. Pe istorie, acum 2 ani și jumătate, am dat 1821 luptele de la Drăgășani, Revoluția lui Tudor Vladimirescu, unde descriu tot ceea ce s-a întâmplat în perioada respectivă în zona noastră, zona drăgășeneană, între eleni, turci și pandurii lui Tudor Vladimirescu. Bineînțeles că nu sunt străin nici de partea publicistică, pentru că sunt și membru UZPR filiala Vâlcea, conduc și 2 reviste literare, la una sunt redactor la Memoria Slovelor. Este chiar ultimul număr apărut acum o săptămână, Memoria Slovelor, și revista o am la îndemână, sper că da, Rusidava Culturală, unde sunt redactorul șef, Rusidava Culturală, da, așa, unde sunt redactor șef. Așa cum numai dacă trebuia să vin cu tot ceea ce scriu, cu tot ceea ce am publicat până acum, trebuia să vin cu un arsenal de bibliotecă. O să vii data viitoare. Cu data viitoare. Da. Aș mai putea să spun că de curând a apărut la Drăgășani monografia turistică a regiunii Drăgășani, acum o lună de zile a apărut, din care
Evident că face parte și Marian Bărăscu cu trupa de datin și obiceiuri. Ia câte că rămân și aici. Și nu mai departe de anul trecut, în la Cluj, a apărut un volum Borne ale culturii drăgășenene din perioada interbelică până în prezent. Această carte sunt, în această carte sunt 54 de personalități, printre care și Marian Bărăscu, începând de la Jimmy Hăiescu, alături de Mugur Isărescu, alături de Paraschiv Oprea pe muzică, care era al nostru, alături de marele harterofil Vlad, Dan Vlad, care era chiar din zona drăgășeneană și așa mai departe. Deci numai Borne, în cei 54 sunt, încă nu am dat în primire, dar fac parte din acest. Deci voi rămâne în istorie, oricum ar fi, vrem, nu vrem, Marian Bărăscu va rămâne totuși în istorie, prin atâtea documente care rămân după. Sigur că da, Marian, sigur. Asta a fi ca o mică prezentare de început. Ca să... Da, da, da. Știi ce vreau să, cu ce vreau să încep tu acum? Cel mai interesant eveniment care ne privește pe toți cei de aici și care ne creează o anume nerăbdare este Revelionul Scriitorilor, care se preconizează peste o săptămână, la care sunt, vom fi participați, da, așa este. Majoritatea. Așa este. În fiecare an, în luna lui august, Marian Bărăscu colindă țara în lung și în lat. Fac ceea ce făcea Adrian Păunescu la o scară mai mică, cu Cenacul Flacăra. Adică am un proiect pe care l-am înființat acum 9 ani în spate, sunt la ediția 8-a anul acesta. În 2022 nu am putut să ne desfășurăm pentru faptul că a fost pandemia și atunci nu aveam la nivel național acele săli de spectacol și, mă rog, am întâmpinat greutăți. În schimb, și în această vară, în luna lui august, am colindat timp de 12-15 zile, plecăm în turneu. Vorbesc de orașele mari, vorbesc de Slatina, Pitești, Timișoara, Cluj, Alba Iulia, Sighișoara, Sebeș Alba, până la Sighetul Marmației. Deci noi în permanență suntem pelerini, dar din fiecare oraș, vorbesc din București, din Pitești, din Slatina, din Drăgăneștiul, din Timișoara, Cluj, am cât un reprezentant, adică jurnaliști, folchiști, muzică ușoară, muzică populară, prindem tot ceea ce este legat de cultură. Din acest mare program prin Ministerul Culturii, la început să știți că n-a crezut nimeni în acest mare proiect național. Dar iată că sunt la 8-a ediție și acum chiar avem succes și avem cereri din țară. Când ajunge și în orașul nostru? Când ajunge și în orașul nostru? Asta despre este caravana culturii, nu? Sigur că da. De aici, împreună, având relații la nivel național, am înființat și caravana culturii cu acest revelion. Nu este un revelion al întârziaților, este un revelion al culturii, caravana culturii și invitații săi. Așa cum știți și dumneavoastră și ați participat la câteva evenimente de acest gen, în fiecare an, în alt oraș, anul acesta sunt la 6-a ediție, am făcut la Sighișoara, am făcut la Sibiu, am făcut la Craiova, am făcut la Slatina, anul ăsta fac la Drăgășani. Poate la anul, dacă vă gândiți bine și avem o invitație și împreună cu domnul Mitroi, cu dumneavoastră, cu Marian Popescu, aveți aici o forță literară, de comun acord putem să stabilim și putem să facem următorul eveniment chiar la Pitești. De ce nu? Este o idee minunată. Aș mai vrea o singură frază să spun aici. Pe 27, luna și anul curent, la Drăgășani, avem această întâlnire la nivel național. Deja vă pot spune de pe acum că nu mai am locuri de cazare. Pentru ceilalți care vin și găsesc la un alt hotel cazarea, cu dragă inimă îi primesc, dar așa cum știți și dumneavoastră, întotdeauna am avut la nivel național peste 100 de invitați. Așa este, da, pot să confirm. Bun, cam asta ar fi cu Revelionul din Preajmă. Ce mă bucură? Doamna Silvia, împreună cu noi, cu drăgășenenii, ați participat la mai multe evenimente și ați fost invitați întotdeauna. De curând ați venit la stațiunea viticolă cu două zile până în Crăciun. V-am invitat la Pomana Porcului. Vreau să vă spun că acolo am înființat în 1991 o trupă de datini și obiceiuri pe care am avut, mă rog, inițiativa să înființez această trupă. Ați văzut și dumneavoastră, am sacrificat acel porc.
Acolo am făcut acele focuri ca la țară, cu foc de lemne, cu acele tuciuri, cu lapirostrii, în care am făcut tot porcul, un porc la 100 de kilograme, l-am topit și n-a rămas nimic din tot, s-a tocat totul. Dar frumusețea a fost întâlnirea noastră. Faptul în sine, cum făceau bunicii noștri, părinții noștri, cum se sacrifica porcul, cum se lucra porcul, cum era pomana porcului. Și bineînțeles că a fost însoțit acest eveniment de colinde, care am cântat împreună colindele, împreună am simțit acel iz de sărbătoare și sper că v-a simțit bine în compania lui Marian Bărăscu. Te felicităm și îți mulțumim că ne oferi asemenea momente, asemenea evenimente și că tu ești un mare promotor și conservator al tradițiilor românești, al obiceiurilor noastre, care nu trebuie să dispară, nu trebuie să moară niciodată. Nu, unde este de fapt crezul meu, unde este de fapt acea trimitere către obiceiuri, către datini. M-am născut la țară. Credeți-mă că acea copilărie care am avut-o a fost o copilărie fericită. Pentru că am păstrat de la părinții mei, de la bunicii mei, acele tradiții care mi-au rămas în suflet. Și am zis să le ducem pe mai departe, pentru că dacă ne pierdem rădăcina, dacă ne pierdem datinile, obiceiurile, ne dezrădăcinăm, nu mai avem tradiție, nu mai avem acolo rădăcina noastră de ca români. Fără istorie, rămânem fără istorie. Și atunci de ce să nu ducem mai departe aceste valori culturale pe care le avem, le moștenim de la părinții și bunicii noștri? Așa este, Marian. Încă o dată felicitările noastre. Ce vreau? Tocmai vreau să te întreb, să vorbim despre acest eveniment care tocmai l-am petrecut. Deja tu l-ai prezentat. Ești ca o cascadă de neoprit și nu-mi dai efectiv timp să-ți formulez întrebarea pentru că tu deja ai răspuns. Nu, întrebări, cum să spun, pentru mine nu există întrebări surpriză. Pentru că o întreagă viață am fost în activitatea culturală, sunt în permanență, sunt obișnuit, camerele de luat vederi nu mă mai emoționează de multă vreme. Eu mă simt aici în studioul dumneavoastră cum mă simt la mine acasă, niciun fel de problemă. Și așa cum știți la toate evenimentele, care sunt moderatorul la evenimente naționale, evenimente care de amploare și care niciodată n-am făcut o regie. Pentru că dacă faci o regie, cel puțin la această concluzie am ajuns, dacă faci o regie, nu-ți iese. Atunci, acel program ad hoc este mult mai frumos și pe surpriză decât să stabilești dinainte ce anume. Ai dreptate. Acum o să te opresc un pic și am să te rog să alegi la întâmplare o carte pe care ai scris-o tu și să vrem să auzim și să ne descoperi și sensibilitatea sufletului tău. Sigur că da. Uite, tot vorbim de datini, de obiceiuri și de ultimele evenimente care le avem acum în plan și pe care le-am de curând, la câteva săptămâni sau câteva zile le-am făcut. Rămân în lumea satului. Haideți să vă citesc un poem din volumul O clipă de albastru, care se numește Unde-i satul românesc? La sat e maica veșnicia. La sat e crezul din bătrâni. La sat e cerul și câmpia. La sat te simți că ești român. Aici în sat moașa Ilinca, buricul vostru a tăiat și tot în sat a fost bunica ce v-a crescut, v-a legănat. La școala veche din Cătun au învățat bunici. Părinți purtau în suflet omul bun și dascălii ca niște sfinți. Mihai, Vasile, Bacilie, voi ați fost dascălii din sat. Prin voi atâtea generații au învățat și au luptat. Nobil cuvânt, țăran român, pentru pământ ai tot luptat. Pentru credință și dreptate ai fost erou, ai fost bărbat. Să nu uitați că popa în sat v-a botezat, sunteți creștini. Așa ați devenit bărbați și mai presus sunteți români. Gheorghe, Mărină,
tu, Ioane, la talpa țării v-ați născut. Plugul cu boi și două palme au fost și hrană, dar și scut. La cimitirul de la țară, ai noștri dragi se odihnesc. Vă rog, a nu știu câta oară, păstrați pământul strămoșesc. Să nu uitați de Bucovina, ai noștri frați nu-s fericiți. Ne întrebăm a cui e vina că frați de frați sunt despărțiți. Vă mulțumesc de asta, ca să rămân în lumea satului. Felicitările noastre. Rămânem în lumea satului unde... Ești minunat. Te descoperi tot timpul și ne surprinzi cu o personalitate ta multiplă, foarte complexă. Felicitări. Mulțumesc. În lumea satului eu m-am simțit foarte bine, dar asta nu înseamnă că dacă vin din lumea satului, nu mă simt bine și în celelalte, de asta, ca vorbesc în poezia de dragoste, în poezia patriotică, în istorie. Și ne vei demonstra. Așa, bun. Chiar acum dacă aici, avem da? Suficient timp, ne vom desfășura pe asta. Ceea ce vreau să, dacă tot am ajuns la emisiunea dumneavoastră, vreau să vă vorbesc despre un mare proiect. Sunt unul din veteranii Cenaclului Jimmy Hăescu. Arhiva Cenaclului Jimmy Hăescu se află la Marian Bărescu acasă, o arhivă de 69 de ani. Acest cenaclu are o întreagă istorie în spate. Pe vremea în care, mă rog, înaintașii noștri, inclusiv Alexandru Florințene, președintele Ligii Scriitorilor de la Cluj, care este din zona drăgășeneană, el este unul din cel care au depus temelia acestui cenaclu, în perioada în care era elev la liceu din Drăgășani. Niță Popescu, după aceea Teodor Barbu, Emil Istocescu și după profesorul Drăgușin, care acum 30 de ani a plecat la cele sfinte, Marian Bărescu de 30 de ani a preluat acest cenaclu. Și l-am dus pe mai departe, încă îl duc pe mai departe și este un cenaclu foarte cunoscut. Și atunci am zis că de la acest cenaclu s-au ridicat multe personalități. Și aici aș vrea să spun câteva personalități. Este vorba de părintele Dumitru Bălașa, marele patriarh de Drăgășan sau marele istoric, care la Congresul Internațional de la Craiova, care s-a ținut la Craiova anul trecut, Dacologia, împreună cu domnul Chelaru, generalul Chelaru, care se ocupă de dacologie, au venit din toate țările, Germania, Franța, Italia, și au dat dreptatele părintelui Dumitru Bălașa, patriarhul de Drăgășani, care a fost primul istoric care a demonstrat că limba daco-română este rădăcina tuturor limbilor. Nu că limba latină și noi ne tragem, nu, deci tocmai invers. La vremea respectivă noi am fost colegi de cenaclu. Eu eram pe atunci tânăr. În schimb, ce rețin de la Dumitru Bălașa? Dumitru Bălașa, în vremea respectivă, prinsese anumite informații de la Vatican, scăpate de la Vatican, pentru că trebuie să ai niște informații ca să poți să vii în fața oamenilor cu o anumită teorie. Nimeni n-a crezut, mari istorici îl credeau chiar nebun, așa, în sfârșit, acum i s-au dat de toate și a fost denumit părintele dacologiei. După aceea, să nu uităm, am fost coleg de cenaclu cu tatăl Vasile Ceion, tata lui Radu Vasile, fostul prim-ministru Radu Vasile. Eram colegi de cenaclu. Tot alături de noi, evident că a fost tata lui Mugur Isărescu, Nea Costică Isărescu, care eu și acum stau, dacă cineva întreabă Marian Bărescu unde stai, la 13-a casă de la Mugur Isărescu. Ca 13-a casă este al lui Marian Bărescu. Sunt foarte multe lucruri. După aceea, profesorul Mihăiescu, care ne-a lăsat o întreagă istorie. Așa cum știți, tot la fel se rostogolește o legendă cu Drăgășani, de la Dragașani, cu un sfârșit, că aveau acolo și toți care veneau făceau acel troc. Adică îți dau grâu, tu îmi dai găină, eu îți dau găină, tu îmi dai portocale și așa mai departe. Vorba vine că noi nu avem portocale. Și întotdeauna se numea Adălmaș, în limba noastră oltenească, cum suntem noi olteni, Adălmaș.
și mergeau acolo, așa era singurul restaurant din zona respectivă, în care schimbau și serveau un coniac sau un vin de Drăgășan. Coniacul a apărut mult mai târziu. Bun. Și, deci, pe asta că ar fi chemat-o Șanii și întrebăm unde mergem să ne cinstim, la Draga Șanii, la Draga Șanii și de aici. Dar este o legendă, scrisă chiar de profesorul Mihăiescu. Foarte puțin știu acest lucru, pentru că într-o altă legendă se spune că, de fapt, Drăgășan ar veni de la Drăgușanu, un mare, mă rog, boier al zonei, care, mă rog, sunt mai multe variante. Dar cea mai cunoscută a rămas cu Draga Șanii, culmea e pentru că chiar în perioada în care eram împreună cu profesorul Mihăiescu a fost scrisă. Bun, mai departe, așa cum știți și istoria toată a lui Jim Mihăiescu, am avut privilegiu, fericita ocazie, în perioada anilor 70, 71, 72, 76, 76, să cunosc un mare personaj, coleg și prieten al lui Jim Mihăiescu, care au fost împreună pe linia întâi, la Mărăș, Mărășești și Oituz. Se numea Gogu Stoian, farmacistul Gogu Stoian din Drăgășani. Acest mare om, farmacistul din Drăgășani, vreau să spun că ne povestea nouă tot ceea ce făcea el cu Jim Mihăiescu. Imaginați-vă că nu oricine avea acest privilegiu să asculte ce făcea Jim Mihăiescu în afară de scrieri. De curând am mai lăsat prietenul nostru, Nenea, sau Ioan Barbu, cum îi spunem noi, unul din jurnaliștii mari, Curierul de Vâlcea, a scris un ragaiat interbelic Jim Mihăiescu. Fiind vorba de ragaiat, personajul principal din Rusoaica, bineînțeles, el chiar era un ragaiat, pentru că a fost în permanență un, cum să vă zic, un rebel. Jim Mihăiescu, la scrierile lui, nu vorbesc de Fata de Ciocolată, de Dona Alba, de Noaptea Focurilor, de Zilele și Nopțile unui student întârziat. Iată că sunt în relații foarte bune, noi avem acolo și o fundație, Jim Mihăiescu, și ducem pe mai departe ceea ce a lăsat. Credeți-ne că și acum, la ora actuală, mai găsim noutăți din lucruri inedite. Într-o perioadă de la Muzeul Literaturii Române de la București, la o cercetare de vreo 3 zile am întâlnit pe Diana Cristev, rudă cu Jim Mihăiescu, și acolo am găsit foarte multe lucruri care încă nu s-au scris despre Jim Mihăiescu. Sunt păstrate. După aceea, tot ceea ce am adunat de la Gogu Stoian, de la prietenul lui Jim Mihăiescu, care a murit în 1977. Dar, cum să vă zic, dă-i mintea lui Marian Bărescu de acum. Atunci ne povestea. Dar nu luam noi în seamă, eram un tânăr atunci și mai rebel și în sfârșit. Mult mai târziu mi-am dat seama ce am pierdut. Și totuși, dacă vă mai aduceți aminte acele benzi de magnetofon, noi l-am înregistrat pe Gogu Stoian împreună cu ginerile lui Jim Mihăiescu, profesorul Pavel, care a fost și parlamentar, dar acea bandă s-a demagnetizat și la ora actuală este egală cu zero, nu mai avem nicio mărturie, numai ceea ce ne-au rămas nouă în amintirile noastre. Dar sunt foarte multe lucruri nescrise despre Jim Mihăiescu, viața lui Jim Mihăiescu cel puțin, din zonă, și o cunoaștem foarte bine. Va veni probabil o vreme când voi fi mai puțin mai relaxat să scriu și despre aceste amintiri, pentru că odată cu mine și cu cei câțiva care am mai rămas din vechea generație, se vor pierde aceste amintiri. Sigur că da. Da, Maria. Încă ceva. Un moment. Aș vrea să ne vorbești puțin despre această trilogie. Pe mine mă intrigă foarte mult faptul că tu ai imortalizat aici toate momentele caravanii culturii. Am înțeles de la asta. Da. Totuși, până să ajungem la caravana, care e un proiect extins la nivel național, vorbeam de n-am terminat această, deci primul volum, Orașul dintre vii, 10 pentru Drăgășani, din care fac parte recente, 3, da, acum am lansat de curând, acum o săptămână am lansat volumul 2, din care sunt 3 profesori universitari, dintre care unul chiar de la Pitești, dar de fapt drăgășeneanul nostru, așa, de la Jim Mihăiescu, vorba de Marian Popescu, trebuia să apară și el, văd că încă n-a ajuns, era pe undeva pe la Curtea de Argeș, a promis că vine și el. Marian Nicolae, tot profesor universitar, și nepoata lui Jim Mihăiescu, Aurora Stegaru, tot profesor universitar la Paris.
iată, dincolo de mari poeți care s-au ridicat de la Cenaclu Gimihescu, trei dintre ei sunt profesori universitari. Acum, de o săptămână, volumul 2, Orașul dintre vii. Orașul dintre vii, titlul mi-aparține. De ce am spus Orașul dintre vii? Pentru că sună frumos. În primul rând că Drăgășanu, așa cum știm, se află în zona viticolă. Da. Avem o întreagă istorie a viticulturii drăgășenene. Aici mai dați-mi voie să fac o mică paranteză. Te rugăm, ai voie orice. Așa cum se știe, în istoria viei și vinului, începând de la Getodaș până în prezent, a fost o perioadă mai dificilă, perioada filoxerei, în care în toată România și nu numai, s-au terminat toate viile. În 1905 s-a înființat stațiunea, prima stațiune viticolă din România, la Drăgășani, unde împreună cu inginerul Condei, are 90 și peste 90 de ani acum, a lăsat foarte multe documente, a creat peste 380 de soiuri de vin la Drăgășani. A lăsat 3 volume în acest domeniu. Cel mai cunoscut este soiul Victoria, care se cultivă inclusiv în Statele Unite ale Americii, deci pe tot globul pământesc. Deci sunt legate de Drăgășani, ceea ce vă spun eu acum. E o întreagă istorie. Dar să nu uităm, și aici faceți legătura de ce, pentru că și dincoace de Olt avem tot vin, zona Vitomirești, zona Câmpu Mare, tot. De ce? Pentru că noi am fost raionul Drăgășani, regiunea Argeș. Iar Drăgășanul era în regiunea Argeș, ca raion era Drăgășan, regiunea Argeș. Și atunci tot Drăgășanul era inclusiv. Acum ne separă Oltul, că s-a trecut pe județe, județul Vâlcea, județul Olt. Dar nu, Orașul dintre vii era chiar înconjurat de vii, acest raion drăgășan. E o întreagă istorie a drăgășenenilor. De aceea am spus Orașul dintre vii. Nu este ceva simbolic. Este o am plecat de la o realitate cu acest titlu. Bun, am lansat volumul 2, urmează volumul 3. Sperăm ca până în aprilie, de ziua lui Jimmy Hăescu, că el s-a născut de Sfântul Gheorghe, așa, sperăm ca până atunci să iasă și volumul 3, să închei trilogia în care mai mult de jumătate din carte va fi istoria cenaclului. Deci o întreagă istorie. Avantajul este că se află, toată arhiva cenaclului se află la Marian Bărescu. Așa că va urma un volum 3. Ceea ce mă întrebați și dumneavoastră despre aceste jurnal de călătorie. Urmează și cele și alte jurnale de călătorie. Deocamdată în fața dumneavoastră aveți 3 jurnale de călătorie. Jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. După fiecare turneu, aceste jurnale de călătorie, în jur la 300-400 de pagini, cu tot ceea ce fac cu acest proiect național prin Ministerul Culturii la nivel național, în fiecare oraș, acum în câteva cuvinte aș vrea să fac o mică paranteză, să zicem, vin la Sibiu. În primul rând, eu vin cu acel colectiv de folchiști, de soliști, de poeți, de jurnaliști, de actori, că am avut și actori în trupă, cei din localitate. În primul rând, dăm legătura cu presa din localitate, cu posturile de televiziune din localitate și, bineînțeles, cu forța culturală din localitate. Unde acolo ne întâlnim cu alți folchiști, cu alți jurnaliști, cu alți poeți, cu alți scriitori. Și facem un fel de dialog. Marian Bărescu citește un poem din așa. Bineînțeles că primesc replică de la gazdele, de unde vin, pe așa. Eu vin cu un monolog. Primesc, este un fel de dialog cultural. Iar tot ceea ce se întâmplă acolo, în fiecare oraș, după aceea am un reprezentant care se ocupă să-mi adune materialul din zona respectivă, imaginați-vă că la nivel național este foarte greu ca să-l facă numai Marian Bărescu, îmi trimit materialele și în fiecare an, în fiecare oraș pe unde poposim, le găsiți cu tot ceea ce asta în aceste cărți, jurnal de călătorie, care vor rămâne document peste timp. Da, cam asta este istoria acestor jurnale de călătorii. Unii dintre marii personali, vreau să spun că la primul jurnal de călătorie, academicianul Gheorghe Păun, la Curtea de Argeș, că în permanență plecam de la Curtea de Argeș, întrunirea cu Uniunea Scriitorilor, a spus, și citez documentul în carte,
că dacă caravana culturii nu se înființa, era nevoie de o caravană de cultură. Deci, de absolută nevoie, pentru că eram într-o perioadă de lâncezire a culturii. Ori a venit și a revoluționat. Această caravană a culturii a venit să revoluționeze în fiecare oraș. Și ăsta a fost marele avantaj. Asta spunea marele academician Gheorghe Păun. Deci nu suntem singuri, suntem cu oameni deosebiți alături de noi, cu oameni consacrați din Uniunea Scriitorilor, din Liga Scriitorilor, din toate zonele. Cu presa stăm foarte bine, cu ZPR-ul stăm foarte bine. Aș vrea să te întreb cam când a luat și cum a luat ființă proiectul Caravana Culturii. Caravana Culturii a luat ființă, iată că fără lipsă de modestie trebuie să mă laud singur, ideea a fost a mea. În 1980 eu am făcut parte din Sărbătorile Scânteii Tineretului conduse de Lucian Avramescu. În perioada respectivă Lucian Avramescu făcea cu Sărbătorile Scânteii Tineretului ceea ce făcea Păunescu cu Cenacul Flacăra. Alături de noi aveam atunci, era în ascensiune formația Savoi, pe sport îl aveam pe Țopescu, pe umor aveam pe Anton și Romica de la Teatrul Mic din București, pe popular aveam pe Prodanca, care, Ionela Prodan, care în perioada respectivă lansa cu noi melodia pentru bucata mea de pâine, am crescut un om și un câine. La poeți era prietenul și care mi-a rămas în suflet și mă vizita destul de des, fiind vorba de George Țărnea, Felix Sima, vorbesc de, bineînțeles, Lucian Avramescu, care era coordonatorul alături de noi. Pe muzică ușoară, Angela Similea, cum să zic, aveam din toate zonele. Luând acel model, pentru că am făcut parte din acea trupă și băteam țara în lung și în lat, am zis, dar de ce nu se mai poate face și în ziua de azi? Am stat de vorbă cu cei de la Vâlcea, cu cei de la Slatina, cu cei de la Craiova, pe care îi cunoșteam, pe unde bătusem țara în lung și în lat, și au zis, Marian, hai să încercăm. Și atunci am format o echipă, nimeni n-a crezut în acest proiect. În primul an am luat de așa taurul de coarne și am plecat ca niște rebeli, dar am găsit sprijin la nivel național. Bineînțeles, am avut primării care s-au implicat, am avut chiar consilii județene, cum a fost la Baia Mare, care s-au implicat și ne-au sprijinit. La Ulmeni ne-am simțit extraordinar acolo de scriitorul și poetul Vasile Morar, membru al Uniunii Scriitorilor. Norocul nostru că fiul lui era și chiar primarul de la Ulmeni. Ne-am simțit extraordinar de bine, cu atmosferă. Dom'le, un orășel micut care aveau 7 membri ai Uniunii Scriitorilor. Dintr-un orășel, 7 membri. Imaginați-vă că peste tot găsești cultură, găsești oameni de valoare. Bun, în anul 2 a trebuit să fac un proiect, să-l depun la Ministerul Culturii. Bineînțeles, trebuia să știe și Ministerul Culturii că se revoluționă puțin acest demers al culturii și bineînțeles că au fost alături de noi, sunt alături de noi, ne mai sprijină, dar știți și dumneavoastră cu fondurile de la ora actuală cam zero, asta e, tot pe, cum să zic eu, pe prietenii și pe acest sistem mergem mai departe. Cam asta ar fi cu proiectul respectiv. Da. Mi-aduc aminte, dacă nu mă înșel, din acest proiect a făcut parte și prietenul nostru comun și regretatul Constantin Triță. Merită să-l menționăm și să-l amintim aici. Da, nu numai Constantin Triță, am avut valori mari. Constantin Triță, pentru că e un prieten comun și... Da, Constantin Triță, eu făcusem parte, ca să ajung la el, ca să vă dați seama cum este, că nimic de fapt nu este întâmplător. În perioada când eram la București, la Cenaclu Eminescu și Cenaclu Florin Muguru, vorbesc perioada 70, 71, 72, 73, acolo am avut privilegiul să cunosc mari titani ai literaturii. Vorbesc de Marin Preda, Marin Sorescu, vorbesc de Eugen Barbu, vorbesc de Geo Bogza. Și aici aș vrea o mică paranteză. Fiind la Institutul de Geologie, am făcut un cenaclu literar. Tinerii de atunci am făcut un cenaclu literar și o revistă, se numea Revista Vibrații, al cărui redactor șef era Marian Bărescu. Iată că am rădăcini în spate. Și atunci am zis, ce nume să-i punem cenaclului? Am colindat așa puțin prin literatură și am dat de Geo Bogza, care era inginer geolog de meserie.
Și am zis, l-am găsit, fiind inginer geolog, la el vom merge și voi cere aprobarea. Stătea lângă sala Palatului. Sala Palatului este cu pasul spre apus, blocul aproape lipit de sala Palatului, acolo stătea geoboxa. Ceea ce vă spun acum sunt consemnate în revista Săptămâna, în revista Vremii și revista România Literară a Uniunii Scriitorilor. Neaprobat să-i purtăm numele și de aici un întreg scandal. Pentru că Constantin Sorescu, nu Marin Sorescu, Constantin, criticul de artă, nu știu ce avea cu Joe Boxa, l-a topit, l-a terminat așa și ne-a scos pe noi care eram niște nulități, să fim realiști. Acum eram la început de carieră, nu ne comparam cu marele Joe Boxa. Dar așa, cum e posibil ca un scriitor în viață să-și permită să-i purtăm numele tinerii și așa mai departe? Mă rog, o chestiune de genul ăsta. A răspuns foarte inteligent Joe Boxa pe o tematică filozofică, într-un articol se numea Barza, în care chiar am plâns atunci. În primăvara asta foarte frumoasă a venit o barză și acum îmi trimit gândurile după ea. Barza eram noi care venisem și, mă rog, îi scosesem la interval în ultima parte a vieții, că după aceea era bolnav de discopatie, n-a mai trăit mult și a dat în primire. În sfârșit n-am putut să ajung la mormântarea domniei sale, dar ăsta. Bun. M-am mutat la Slatina. Mutându-mă la Slatina în 1981, aici am avut Cenaclu Balada, marele Fulga. Fulga, membru al Uniunii Scriitorilor, care mi-a lăsat loc pe poezia satului. El scria și poezia satului. Atunci nu l-am cunoscut pe Triță, el era la CFR, dar nu scria poezie. Eu, alături de Marin Rada, de Ioan Smedescu, de Ian Cutănăsescu, de Fulga, toți care erau în elita, Gheorghe Nicolaescu, care este membru al Uniunii Scriitorilor, de Triță nu se știa nimic. M-am mutat în 1991, am revenit la Drăgășani, am dus pe mai departe Cenaclu Gim Mihăiescu și văd undeva pe Facebook Cioburi de vise. A apărut undeva o antologie pe la Timișoara. Și acolo Constantin Triță zic, mă, nu se poate la asta. Și îi iau așa, pe Facebook eram prieten și zic, de unde ești? Și pe din Piatra Olt. Bă, nu se poate, pentru că eu cunosc toată zona ta. N-am auzit de poetul Constantin Triță. Nu se poate. Ba da. Aveam tot la fel o întrunire la Drăgășani și am făcut invitația să vină la Drăgășani. Am venit la Drăgășani, așa, am văzut că scrie bine și atunci am spus cam așa. Pentru că el scria, pe domeniul lui de activitate era poezia de dragoste. În asta a excelat. Și atunci am zis, Doamne, mi-am făcut o cruce, am pierdut un drag prieten care era prietenul meu, George Țărnea, care mergea pe același subiect. Așa, eram veșnic îndrăgostit, pe unde ne întâlneam, pe unde era ăsta, se îndrăgostea în 5 minute. George, ăsta era stilul lui. Așa, o memorie de elefant care recita, dacă lăsai 24 de ore, 24 recita din poeziile lui. Eu n-am astfel de memorie. Așa, și atunci zic, Dumnezeu mi-a dat în locul lui George Țărnea pe Constantin Triță, care este pe același domeniu. Împreună, la fel, l-am luat în caravana culturii, am bătut țara în lung și în lat alături de el, era mâna dreaptă cu care în permanență lucram. Tot eu vreau să spun că m-am ocupat și de acel festival care eu am făcut regulamentul festivalului, eu am găsit juriu, sunt foarte bun prieten cu Mihai Havia Traista, membru al Uniunii Scriitorilor la București și l-am pus președintele jurului, împreună cu Mihai Radulescu de la Drăgășan, criticul și doctor în literatură, care a fost la fel în juriu. Cum să zic, a fost și va rămâne unul din prietenii de bază. Îmi pare rău că a trecut la cele sfinte, dar noi tot prieteni am rămas. Acum, cum să zic, el mi-aduc aminte că scrisese un poem și a luat iubita mea pisică. Și n-au trecut două săptămâni că la poemul respectiv, că am scris și eu poemul și a luat iubita mea cățel. Și tot așa, în permanență aveam un dialog. Dar în permanență exista acest dialog poetic între mine și Constantin Triță. Casa mea era deschisă în permanență pentru el, la el, la Piatra Olt, casa era totdeauna deschisă pentru Marian Bărăscu. Nu știu, dincolo de dacă aveam un frate de genul ăsta, am frați, dar nu o legătură sufletească cum aveam cu acest Constantin Triță. Tocmai din acest motiv l-am și menționat aici ca să-l evocăm și să-i cinstim memoria.
Pentru că a fost un prieten minunat și un om de cultură deosebit. Ce-aș vrea totuși, dacă îmi dați voie, că văd că între timp a apărut și prietenul profesor universitar Marian Popescu. Bine ai venit, Marian Popescu. Chiar mă bucur că ai ajuns la emisiunea mea de astăzi, invitat de doamna Silvia. Am vorbit mai devreme de cele două volume apărute și bineînțeles că urmează, așa cum v-am spus și dumneavoastră, urmează al treilea volum. Marian Popescu stătea chiar în centrul orașului Drăgășani. El este un membru vechi al cenacului Giminhescu. Vreau să spun că el m-a provocat. Am scris foarte mult despre Drăgășani și într-un fel sau altul, cum să zic, am început să-i fac concurență. Pentru că a dat un poem extraordinar dedicat Drăgășanului, care îl tot recită peste tot, în care îl găsim și în Orașul dintre vii, în primul volum. Vreau să spun că m-a provocat să nu uit de unde am plecat și să dedic Drăgășanului cu cât mai mult posibil din timpul meu. Evident că nici el nu se lasă mai prejos, mai scrie despre așa, dar nu atât de mult cum scrie Marian Bărăscu despre zona drăgășeneană. Pentru că provocarea există și dacă există provocare, atunci trebuie să... Bun, dacă îmi dați voie la acest subiect de provocare drăgășeneană, în volumul 2, La Drăgășani. Acest meleag la Rusidava de mii de ani e cunoscut. Vitejii daci, Traian, Cazani și câți pe aici au mai trecut. Mereu toamna strângem rodul, bem elixirul și îl cinstim când ne ajută bunul Domnul la Drăgășani. Venim. Și dacă toamna curge mustul jucând de sculți în linul plin, de la bunici păstrat am cultul, joc de flăcău când vinul-i vin. La Drăgășani e grandiflora, la Drăgășani crescut am noi, avem în sânge cântul, hora, am fost și sunt încă eroi, că avem de la asta pe ăsta. Dacă mai dați voie puțin, pentru că sunt pe zona drăgășeneană. Sigur că da. Drăgășani, ești rai divin. În aceste locuri sfinte înculc noaptea în părul tău, din atâtea necuvinte separ binele de rău. În aceste locuri sfinte Drăgășani-ai poposit, azi rostind cu drag cuvinte, Drăgășani, oraș iubit. Tu ești sfântă în rugăciune și iubită în amintiri, printre multe locuri sfinte, divin suflet de trăiri. Încă se mai scriu legende și poeme despre vin, cântecul nu se va pierde când butoiul în beci e plin, Drăgășani, ești rai divin. Așa cum vă povesteam, Drăgășani este poezie dedicată legendei cu Drăgășani, de unde iar proveni numele de Drăgășani, renumita Drăgășani. Și la Drăgășani de aici, la Drăgășani am casa părintească. Aici sunt rădăcini de podgoreni. Vestita crâmpoșie și fetească mi-au fost surori și leagăn de olteni. La Drăgășani e gib la Grandiflora, la Drăgășani venea și Radu Gir. Destinul lor, când le sosise ora, cu păstorel să închine vinul din potir. În Drăgășani avem regina vie, lăsată moștenire de la daci, străbun viteji cu dragoste de glie, cu rădăcini păstrate de la traci. În Drăgășani e maica veșnicia și vinul este bun de împărtășit. E un Iisus ce ne-a lăsat tăria să fim creștini în veci. Sfârșit. Bravo. Ceea ce puteam să spun cu Radu Gir, cu asta aici, în acest poem fac referință la
În perioada lui Jimmy Hescu, la Drăgășan, prieten foarte bun cu Radu Gir. Acele epigrame vestite care scrise de Radu Gir despre vin se scriau la Drăgășan în compania lui Jimmy Hescu. După aceea, Păstorel, marele cunoscător degustător de vinuri, așa, care venea de la Iași și se întâlnea cu Jimmy Hescu. E o întreagă istorie a vinului și a oamenilor de cultură, a oamenilor care au știut să deguste vinul. Aici vreau să spun că împreună cu profesorul Ilie Bucă și împreună cu Sergiu Gorjan, doctor inginer și doctor în drept în viticultură, lucrăm la ora actuală de un an de zile la un proiect se numește Vraja Vinului, începând de la Geto Daci până în prezent. Adică, el se ocupă de cramele drăgășenene, fiind specialist pe zonă viticolă. Eu, Marian Bărăscu, mă ocup de partea dintre crame, cu tot ceea ce, așa cum vă dădeam exemplu, cu Radu Gir, ce se scria, cu Păstorel care venea și scriau de... Așa. Iar prietenul Ilie Bucă, istoricul și profesorul de matematică, se ocupă de chestiunea de amploare pe care a avut-o de la Geto Daci până în prezent istoria viei și vinului la nivel național. Și aici am găsit o chestiune extraordinară cu Păstorel. Nu este cunoscută, e mai puțin cunoscută asta. Se credea cel mai mare degustător de vinuri. Și ca să-i facă o farsă prietenii ai lui de jurnaliști, scriitori și poeți, a zis, bă, ăsta să dă mare cunoscător de vinuri Păstorel, că era cunoscut cel mai mare și ăsta îți lua calitatea vinului. Zice, îl invităm la restaurant, luăm niște sticle franțuzești, le golim, punem vin românesc în ele și să vedem ce ne spune. Așa au și făcut. Acele frapiere cu gheață, cum era pe vremuri la restaurant, au golit vinul din sticlele franțuzești, l-au invitat la restaurant pe Păstorel, s-au așezat la masă, mă rog, chestiuni de literatură. E, vine chelnerul, desface, vezi, Doamne, sticla de la gheață și începe și pune în pahare. Ia Păstorel paharul. Doamne, ce culoare! Băi, francezi ăștia, ce sunt mai, domnilor? Extraordinar! Băi, când vă spun eu, ia, Doamne, ce parfum! Băi, ce să mai văd, să cunoaște francezi ăștia, sunt extraordinari! Bineînțeles că l-au lăsat să-și facă tot numărul, să-l laude, dar a și gustat, Doamne, extraordinar! Ce să... când vă spune Păstorel că... Și în final, cheamă gospătarul, bă, gospătar, ce vi l-ai pus, mă, tu din sticlele alea? Păi mă, pusărâm să-l golesc pe ăla care de asemenea așa și pusărâm de ăsta al nostru. Ce zic, mă, de acolo? Ce? S-a ridicat la masă și a plecat de la asta. Adică nu era marele degustător. El știa să facă o istorie a vie și vinului, dar, mă rog, profita de ceilalți care nu, se credeau necunoscători. Sunt multe istorii pe această tematică a vie și vinului. Eu mă bucur că sunt din zona drăgășeneană și că am rivali pe temă poetică. Întotdeauna când ne întâlnim, că și acum ne întâlnim la diferite evenimente, așa putem să facem dialog pe tematic pe zona drăgășeneană, cu dragă inimă oricând, pentru că am chiar zeci de poeme dedicate zonei drăgășenene. Revenind la zona... la zona literară, să știți că n-am rămas ancorat numai în zona vinului, așa cum spuneam, sau în zona satului. În permanență am fost omul care am slujit și cred în limba română, pentru că este limba în care trăim, în care ne exprimăm și sentimente și tot ceea ce scoatem în limba română. Indiferent de limba, câte limbi cunoaștem, tot limba română este limba care ne-a consacrat și care ne va consacra. Și în acest domeniu spuneam cam așa, limba română. Spune în limba română iubesc. Spune în limba română țară. Spune în limba română trăiesc. Spune în limba română Și iară venim de la traci, și iară suntem români, și iară ne tragem din daci, și iară noi suntem creștini. Limba română e verdele plai, limba română cu ea ne-am născut. Limba română e dulcele grai,
limba română prezent și trecut. În limba română strămoșii ne spun, în limba română iubesc și trăiesc. În limba română aici sunt stăpân, în limba română mă cheamă român. Iată că limba română trebuie să o avem nu numai de exprimare și să o purtăm în suflet. Nu am rămas departe nici așa cum am fost împreună de Crăciun. Poate, eu știu, de Sfântul Gheorghe, o să vă invit la Drăgășani să facem și Sfântul Gheorghe în apropierea Paștelui. Așteptăm. În care Jim Mihăescu este... Invitație întotdeauna ați avut-o din partea lui Marian Bărăscu. De aceste sărbători întotdeauna spuneam sărbătoarea Paștelui creștin, pentru că o să ne întâlnim și de Paște. Hristos a înviat, scrie în Scriptură, e marea sărbătoare la creștini, la Drăgășani, sfințita băutură, ne împărtășim cu ea, suntem români. Miroase a drob, miroase a friptură, de berbecuți pe jar lângă cuptor, ce gust părcut de parcă-s plouă în gură, e Paștele creștin, Iisus înălțător. Ne bucurăm și prea slăvim minunea că Fiul Domnului la ceruri a urcat, dar va sosi și ziua, se apropie venirea, când după fapta ta vei fi și judecat. Iubiți români, să nu uitați credința, să nu uitați nici graiul strămoșesc. Aici avem toți frații, pe măicuța, e tot ce avem mai sfânt, mai românesc. Și așa mai departe, adică întotdeauna am încercat să fiu cu sufletul aproape de țară, de obiceiuri, de datin, chiar de dragoste, bineînțeles, pentru că eu am fost un veșnic îndrăgostit, la urmă. Demonstrează-ne, nu cred că nu văd. Vai de mine. Da. Eu am fost un veșnic... Vreau să ne demonstrezi, negrupat. Veșnic îndrăgostit. Legat de Drăgășani, ca să rămân pe zona drăgășeneană și ca să fac, să intre în discuție și partea feminină. Te aștept cândva la o cană cu vin. Tot vin. Tot vinul el. Rebelă clipa asta, nu mă miră, când încă rătăcești prin azi și ieri, furtunile și norii se treziră când plec și eu în revărsat de zori. Trecută vreme, toamna nu mai doare, povestea vorbei pleacă dintre noi, brațe de flori și uneori o floare opreau furtuni, opreau atâtea ploi. Gânduri trec fugare cu zâmbetul timid, mă învelesc ca murguri către seară, am evadat din univers arid, zidind tristeți la un sfârșit de vară. Vița de vie visează iară toamnă, mă prim cu luna afară esenin. Bună seara! Bună seara, doamnă! Te aștept cândva la o cană cu vin. Deci, am făcut invitația. Mai convins. Și ca să intru mai adânc în povestea femeii și povestea trăirilor de la mare, vară fierbinte. Iubito, vara asta când te topești sub soare și plaja îmbrăcată în rochie de bal, îmi delectez privirea și văd doar nud o mare, te simt la cote înalte culcată pe un val. Un pescăruș hoinar mai trece la întâmplare, eu sunt nisip încins de sub un trup frumos. Un sunet de vapor se aude în depărtare, eu meditând la tanga, oață pe din dos. Sunt visătorul pașnic poemelor nescrise, sunt purtător de vise în tot ce-i pitoresc, sunt trupadurul cântec a nopților învinse, sunt tot ce-i bun din bunul omenesc. Mă las purtat de gânduri, e vara prea fierbinte, mă simt că am frisoane de atâtea fantezii, trăiesc la cota maxim, mă iartă, Sfinte Doamne, cât sunt încă pe tera, visez la nebunii. Așa da, că am și, da. Ce să mai am și nebuniile mele, am și ca fiecare poet, trebuie să ai și vise și nebunii. Așa. Sigur că da.
Legat de femeie, dacă mai dați voie, pentru că eu sunt interminabil. Te rugăm, de așa? Tocmai am primit permisiunea să mai continuăm. Iubirea mea cu brațele de rouă, iubirea mea născută dintr-un vis. Tu ești seninul în ploaie când nu plouă, tu ești speranța clipei din avis. Iubirea mea din nu știu care lume, tu ești speranța visului pierit. Atâtea nopți te-am regăsit anume, un pansament pe sufletul rănit. Iubita mea din nu știu care țară, iubirea mea din nu știu care rai, te-am întrupat pe Facebook într-o seară, deși ești mereu iubita altui crai. Iubirea mea neant fără pereche, iubirea mea născută în necuvânt, atâtea doruri ai prins în mine, ai coborât prea mult la mine în gând. Iubirea mea, tu încă mă mai cheamă, înalți privirea și mă uit la cer, adesea printre nori zăresc o hologramă, tu ești iubirea mea venită din eter. Ia căte că am dreptul la vise, pentru că poetul și visează. Dintre... Mai ales asta face. Mai ales, sigur că da. Poezia nu se oprește aici. Am să vin simplu de tot la asta. Am să vin simplu, fără fanfaronadă, fără papion și frac, ori batista albă agățată la piept. Am să vin așa, cum mă nasc, în fiecare dimineață, cu iubirea sub soară și cu un buchet de flori, mirosind a primăvară. Îndrăznim a-ți cere să dansăm menuet, ori să citim romanțe pentru mai târziu. A scrie un imn cuvintelor când ne inundă tăcerea, să simt sângele emigrând prin venele mele, să curgă liniștea și atâtea cuvinte sufocate în sărut, în final o cavea, terapie pentru buna gestia iubirii, am să vin. Pe vers alb, evident, cu tentă. Acum, pe versul alb în sine, ca dorință la asta. Dorința depărtării se așterne în prag de seară, ne căutăm în doruri și suntem negăsiți, te chem și azi, a nu știu câta oară, ucide așteptarea pe buze un sărut. Am pus iubito ceasul să bată miezul nopții și din secunda zero să facem așternut, mă plimb prin constelații să-ți cumpăr carul mare și încărcat de nuferi spre tine să-l trimit. Iubire, privesc cerul, ce dulce e așteptarea, cu dragoste curată, de mă iubești în taină, trimite mângâieri și calea îmi fie ninsă cu flori de primăveri. Îmbracă-mă în sărut, dezbracă-mă în tăceri, cu brațele deschise aștept carul cu flori. E un dialog între minunat, el și ea. Minunat. Ea așteaptă carul, eu îi trimit cu carul mare. Nu mai mare. Avem îndoieli. Ești un trubadur veșnic îndrăgostit. Acum îți propun ceva. Ce zici? Avem aici câteva personalități ale culturii piteștene. Să le invităm pe scenă, să spună două cuvinte, dacă, ești de acord? Dacă mi-ați face o plăcere și chiar am stat pentru că vorbeam puțin mai devreme de prietenul Marian Popescu, care întotdeauna mă provoacă să scriu mai mult despre Drăgășani și scriu. La asta, eu vă pot ține acum chiar o oră să vorbesc numai despre Drăgășani și ce am scris. L-aș ruga să citească poemul care mă determină pe mine întotdeauna să-i dau mai mult decât e nevoie. Uh-huh. Pentru că trebuie să vin în replică, în permanență, nu sunt omul să rămân dator. Așa. Marian Popescu, dacă vii lângă noi și faci referință la poemul la care ți-am zis, despre Drăgășani, cu dragă inimă. Deci numai cu condiția asta? Numai cu condiția asta? Numai cu condiția asta îl primim la ăsta de acolo. Îi dau microfonul meu. Hai, rămâi aici. Sărut mâinile, la mulți ani, un an plin de bucurii, iubire și poezie. Sunt onorat
să fiu alături de dumneavoastră, bucuros să am alături pe mentorul Marian Bărescu, sufletul atâtor bucurii literare, atâtor evenimente drăgășenene și parcă se împlinește ceva ce spuneam în emisiunile anterioare, că va veni cândva și un frate mai mare să consimtă ceea ce eu afirmam atunci. Maestrul Marian Bărescu, căruia îi adresez infinite mulțumiri, este sufletul mișcării literare în Drăgășani. Datorită dumnealui, prin inițiativa dumnealui, au luat ființă multe întâlniri între poeți. Caravana Culturii este deja o legendă și urmele trecerii prin timp a dumnealui și a încă 10, cu timpul ediția a doua au crescut la 12, 15 spadasini poeți care luptă pentru creșterea și dezvoltarea culturii pe meleagurile drăgășenene, piteștene acum, slătinene și din toată țara. Voi prezenta câteva versuri, dragi sufletului meu, legate de pământul în care m-am născut, orașul Drăgășani. La Drăgășani, la Drăgășani veniți întotdeauna, la Drăgășani veniți la Drăgășani, la Drăgășani e vinul bun și gluma, la Drăgășani veniți la Drăgășani. Și dacă va veni un dor de casă, ne va stârni un blând suspin, la Drăgășani eu sunt la mine acasă și-s fericit când beau un vin pe lin. Și voi continua tot cu o poezie care face parte din paleta de culori sufletești Marian Popescu, care se intitulează Tu, Drăgășani. Ține-te microfonul. Tu, Drăgășani, tu, Drăgășani, ești regat ce naște via, ai mustul cu parfum de otonel, azi cântă în poezie crâmpoșia și se jerfește pentru el. E vinul spirit dealurilor noastre, în cupa dragei șanii, iubind clocotitor, se naște grandiflora între astre, maestrul Gib plutește pe un nor. E tămâioasa perla bucuriei, când fetele desculți o joacă sub picior, în lin se strânge doar esența viei, e mustul ce alină un suflet visător. Tu, Drăgășani, ești tot regatul viei și regele e vinul tămâios. Aici se naște zâna poeziei și versul ce triumfă maestos. Mulțumim frumos. Aș vrea să amintesc cei 10 spadasini poeți care au scris 10 pentru Drăgășani, antologie de poezie, ediția a doua. Maestrul Marian Bărescu, profesorul Ilie Bucă, poeta Laura Cotiugă, poetul Cristian Capanu, poeta Sorina Ivănescu, preotul Liviu Lazăr, distinsa poetă Iosefina Șirgăr, distinsul poet
Marian Nicolae, distinsa poetă Aura Stegaru, nepoata lui Gib Mihăescu și subsemnatul. Vă mulțumesc! Felicitări. La mulți ani! Felicitări, domnul Marian! Ei, cum se face când, nu, când ai un rival, în permanență trebuie să te ridici pe redută, pentru că rămân undeva în spate și atunci sunt obligat să scriu pe mai departe. Dacă mai dați puțin voie și după aceea vă dau voie să invitați pe cineva. Da, da. Marian Bărăscu nu rămâne numai pe o anumită zonă și ca să fac de la o trecere la alta, spuneam cam așa, din volumul Pe un petic de cer, semnat de Marian Bărăscu, așa, spuneam așa, de exemplu, cum vedeam fata de la țară cândva, în copilăria mea, și cum văd fata de la țară acum, la maturitate. Cândva fata de la țară, la amintiri eu am păstrat un așternut curat de zestre, averea ta, primul păcat și trei mușcate la ferestre. Aveai atunci război în casă, bunica cergă împletea, aveai și azimă pe masă, arhaic, țestul ococea. Adeseori pe prispă vara, în piuă se alegea la grâu, se pregătea colivă seara și rufe se spălau la râu. Știu ia ta cu râuri multe, cu sută din arnici, cu dor, erai regina de la munte, spre mine coborai ușor, așa te știu în amintire, așa te știu și în povești, a fost frumos, a fost iubire și ce meleaguri pitorești. Asta spuneam cândva. Ce spun acum? Accensiune. Sunt fetița de la țară, vreau mașină, nu am carte. Bunul meu bădiță are el, eu nu am parte. Ce să fac dacă-s frumoasă? Am succes și dezbrăcată. Parcă-s din cutie scoasă, peste tot sunt parfumată. Am fost și la mare, știi? Ce frumos a fost și este. Unul îmi scria poezii și îmi spunea că mă iubește. O întreba, nu mai știu cine, de curând ce-a mai citit? Contorul, ce-i o rușine? Că factura n-a venit. Cum știți, fata de la țară a vrut scaun și birou, a solicitat o vară și a primit totul cadou. Secretară este fata, expertă în cafea. A uitat să mulgă vaca, acum este mare stea. Ce mai? Șeful o respectă. O să-i facă și statuie. A ajuns mare vedetă și place prea mult în UE. Uniunea Europeană, să nu mă gândiți la altceva. Da. Deci, iată că poezia, de la poezia Fata de la țară cu fata modernă de astăzi, așa am făcut viziuni o antiteză, diferite. Da. Acum, pentru că ne apropiem de sfârșit cu pași vertiginoși, aș dori să-l invit pe domnul președinte, Adrian Mitoi, să ne spună câteva cuvinte și domnia sa. Cu domnul Mitoi am început o colaborare, da, foarte bună. Sper să meargă pe mai departe această colaborare. Da, vă mulțumesc foarte mult că îmi permiteți să spun și eu două cuvinte. La mulți ani pe anul acesta, pentru cei pe care nu i-am întâlnit până acum. Observ, îmi permit să fac și o observație în tot acest tumult oratoric. Nu știam că domnul Bărăscu este și atât de bun orator. Pe lângă faptul că scrie foarte bine și este și orator, dar mai are o calitate extraordinară, știe să-și prezinte marfa, ceea ce e o mare calitate. Este un om extraordinar, nu, mie nu-mi place laudațiu, dar este necesar să-l fac, este un om cu suflet mare, ne-a invitat, chiar necunoscându-ne, ne-a invitat la dânsul acolo și am rămas profund și plăcut, impresionat de ceea ce ne-a oferit, ceea ce ne-a pus la dispoziție. A fost și
un eveniment un pic mai hilar. Eu nu pot să conduc noaptea și am spus domnului Bărăscu că trebuie să plec. Nu era gata masa, a ieșit la tuci și a scos niște carne și niște mămălic și a mâncat acolo la botul calului. Extraordinar a fost. Plăcerea cea mare, acolo. Da. Da, da, extraordinar a fost. Domnul Bărăscu, sper că o să începem o colaborare mai pomenită. Eu oricum o să vă invit în cadrul cenaclului, o să am emisiune specială cu dumneavoastră, asta vă promit, ca și cu Marian Popescu. Aveți ce să spuneți. Da, putem să facem un dialog poetic. Aveți ce să spuneți. Avem ce ne spuneți, sigur. Asta este foarte clar, foarte clar. Am și eu pe cineva cam în aceeași situație cu dumneavoastră, un medic, un doctor Craifăleanu, și ne mai înțepăm din când în când, tot așa. Uite că nici n-am știut că este. Da. Să ne spună câteva cuvinte. De câte ori citește poezie, este excelează în poezie de dragoste, îi spun, bă, m-ai enervat, îmi vine să te bat. De ce? Păi, pentru că n-am scris-o eu. Da. Oricum, mi-a făcut mare, mare plăcere că, și vă mulțumesc. Ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră aici. Să ne vedem cu bine. Mulțumim, domnul Adrian Mitroi. Dacă nu mă înșel. Și acum îl invit pe domnul Craifăleanu să ne spună și dumnealui două cuvinte. Și urmează doamna Loreta Din. Mulțumesc, la mulți ani. Doamna Silvia ne-a făcut o foarte frumoasă surpriză. Nu e prima. Asta e ideea întâlnirilor culturale. Parcă azi a fost ca niciodată un invitat atât de interesant și de volubil și plus, nu vorbesc de profunzimea. Așa este. Operei dumnealui. Și cum spunea prietenul meu Adrian Mitroi, ne enervăm reciproc și eu am aceleași gânduri auzind sau citind poeziile lui. Și aș fi încântat să veniți la noi la Cenaclu și să povestim. Invitația deja a fost lansată. Mulțumesc și bine ați venit. Vă mulțumim, și domnul Craifăleanu. Am rămas încântat să vă cunosc. Pare bine. Vă mulțumim frumos. Loreta, vrei să ne spui și tu două cuvinte? Repede, repede. Loreta Din, ne-am cunoscut cu ceva timp în urmă și chiar că am rămas bun prieten și participă de acum. Sigur, e în permanent sigur că da. În primul rând, la mulți ani tuturor. Sunt onorată să cunosc o asemenea personalitate. Când ne-am abordat prima dată, deci nu ne cunoșteam fizic, mi-a apreciat poezia, m-a apreciat ca om și la un moment dat, eu tot îi spuneam respectos domnule Bărăscu, n-am întâlnit pe cineva atât de direct, de sufletist, de prietenos, pentru că, vă dați seama, eu sunt la început, are o operă și o carieră în spate uluitoare, și îl felicit și îi doresc mult succes în toate proiectele pe care le are și sper să îi fiu aproape. Sunt onorată. Sunt onorată de prietenia lui, pot să-i spun, zice nu, eu sunt Marian Bărăscu pentru toată lumea. Pot să spun că știe că îl iubesc. Mulțumesc pentru iubire. Dacă ai putea să-mi citești o poezie de iubire, ar fi și mai bine. Da, am văzut că mă urmărești tot ce postez și îți mulțumesc foarte mult. Îmi dau seama că și întotdeauna apreciez când cineva îmi lasă un comentariu sau spune ceva acolo, îmi dau seama că acel om mă apreciază și își rupe din timpul lui. Pentru mine timpul este cel mai frumos și cel mai valoros cadou, pentru că timpul nu se întoarce și nu poți să-l irosești, iar eu nu vreau să abuzez de timpul nimănui. Vrei să citesc o poezie, domnule Bărăscu? Păi asta mă așteptam la asta. Imediat. Citire sau din memorie, nu? Memorie.
Da. Noi poeții între noi, în permanență, dacă nu avem și acea poezie care să, cum să, să ne miște sau să te provoace, efectiv. Dialogul se creează prin poezie. Apropierea se creează prin poezie. Colaborarea, vorbesc pe tematica noastră, se creează prin poezie. Dincolo de poezie se creează o prietenie aparte, o prietenie care chiar îmbracă acea noțiune de prieten. Eu am, cum să zic, foarte multe noțiuni. Spui prieten. Dom'le, pentru mine înseamnă foarte mult a spune. Ba, amici suntem cu toții, amici, dar a fi prieten cu cineva, plecăm de la noțiunea de respect. Dacă ne respectăm între noi, putem să fim prieteni pe orice domeniu. Eu nu vorbesc de idei diferite, pentru că așa s-a născut progresul. Dacă eu aș gândi, am gândit cu toții la fel. Vina. Este foarte recentă poezia. Mai curge în ochii mei un strop de vină, că te-au privit ca cerul de senin, te învăluiau în pacea lor divină, speranța visului sublim. Și gura mea aceeași vină poartă, cu zâmbetul ei roz, trandafiriu, cu vocea blândă, fermecată, te atrăgeau fără să știu. Atingerea de mâini îmi întregește vina. Era de vreme și era târziu. Mă cuprinsese vina fără vină. Eram a ta fără să știu. Te-am plămădit din umbra serii. Te-am întrupat din vis plebeu. Și în calda taina înfiorării mă îndepărtai de gândul meu. Și cât de mult te-am judecat de câte ori mi-erai aproape, cu glas tăcut m-am întrebat de ce în ochi porți tulburi ape. Dar când cu sufletul pustiu în ochii mei m-am cufundat, m-am resemnat. De acum știu, tu ești doar taină, eu păcat. Mulțumesc mult! Felicitări pentru tot și îți mulțumim că ai venit. Toate cele bune! Mă bucură că am avut această întâlnire la Pitești. Vă mulțumesc de invitație. Dacă v-a făcut plăcere, revenim cu o altă invitație. Vă invit și eu în zona drăgășeneană. Și dacă aș mai avea să spun finalul care mă definește, aș încheia cam așa. Cu un poem care a câștigat fază națională pe țară în Cântarea României. Cu o palmă mă scula tata dis de dimineață. Cu a doua, mama îmi ștergea lacrimile. Ținând loc de ceas, sculam în picioare toată casa. Încheiem, că nu mai e timp. Uite, am înțeles, de asta. Îmi cer scuze. Încheiem, da. Toate cele bune. Vă mulțumim bune. Pentru atenție și lăsăm spațiu următorului eveniment. Numai bine, mulțumim. Sănătate. La revedere.